Miercuri 9 iunie, delegația de partici guvernamentale a țării noastre, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sosit într-o vizită oficială de prietenie în Republica Populară Democrată Coreeană. Pe aeroportul din Phenian, tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu soția sa, Elena Ceaușescu, sunt întâmpinați cu deosebită cordialitate de tovarășul Kim Il-sung împreună cu soția sa, Kim Sung-hae, de înalte personalități ale partidului și statului corean. Entuziasmul și căldura cu care sute de mii de locuitori ai capitalei coreene i-au salutat pe oaspeții români au transformat grandioasa primire de la Phenian într-o vibrantă manifestare a prieteniei româno-coreene. Vizita constituie o contribuție importantă la întărirea unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Joi 10 iunie au început convorbirile oficiale între delegațiile de partici guvernamentale ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Democrate Coreene. În cadrul convorbirilor, caracterizate printr-un spirit de prietenie frățească, s-a făcut un schimb de părere asupra dezvoltării pe mai departe a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, precum și asupra unor probleme de interes comun.